Prieteni, ce vreme aici. Dă-i mă, apasă pe butoanele astea să ștergem parbrizul. Ștergi parbrizul aici, că nu văd bine. Mă, și ceață. Așa, mersi, Orhan. Altă viață acum, hai. Parcă se vede ceva. Auzi, dar n-ai lichid de parbriz. Pune și tu marinare aici să dea puțin cu... Ca la Peco, știi? Îi dau 5 lei. Da. Suntem în Marea Nordului, prieteni. Avem și pauza de cafea. Ia să vedem ce mai arătăm pe aici. Orhan aici e pe treabă, el face cartul acum de navigație. E pe treabă și face cafea. Păi, dar n-ai voie să bei și tu o cafea sau cum? Here with the guys, with the bottle. Ia să vedem. Au ciorbița de cremă, supă de ciuperci. You know what is this, yeah? Ciuperci. Ciuperci. You know, yeah? Ciuperci. And this one? Andrei în plus. Huh? Stuff. How? Andrei în plus. Agdei. Agdei. Ca Andrei în plus. Agdei în plus. And here? Muscles. Lovely muscles. I forget in Romania. Ah, scoici, da, scoici. Scoici. Da. Legume, cartofi, scoici și ardei, sau Andrei, cum a zis, bucătarul Andrei umplut. Odileș, ai venit și tu la masă? Da. Ia-ți, Andrei umplut, așa zic că se numește bucătarul. Andrei? Andrei umplut. Ardei. Ardei. Avusesem un început de zi frumos. Era o atmosferă plăcută la bordul navei și ne îndreptam spre Marea Britanie pentru a descărca marfa pe care o aveam la bord, și anume 7000 de tone de gaz propan. Însă ceea ce a urmat, prieteni, avea să se schimbe complet și acest episod să se termine dramatic, aș putea spune. Nu m-aș fi așteptat, după începutul acestei zile, să se termine în asemenea situație. Manevra de intrare în port a început undeva la ora 7, însă în ultimul moment pilotul a amânat venirea pe navă și a trebuit să lăsăm ancora și să stăm în ancoră pentru aproximativ o oră, două, după care am ridicat ancora și am plecat încet spre punctul de întâlnire cu pilotul, după care a urmat manevra de aproximativ 5-6 ore, deci totul cu lăsarea ancorei, cu o oră prealabil, cu marșul spre pilot, a durat undeva totul la 10-11 ore. Nu dormisem ziua, pentru că am fost cu treburi pe la muncă și nici n-am reușit apoi în aceste 11 ore să mai dorm vreo clipă. Însă, manevra s-a terminat cu bine, am dus nava cu bine în port, am acostat și vedem în continuare ce a urmat. Gata, prieten, numai ce am terminat manevra, este ora 6:10, 6:15, pe la 5:30 s-a anunțat gata cu motorul principal și până am terminat rapoartele, până am mai făcut o inspecție prin sala motoarelor. Ce să vă zic, haideți să vedem cum este pe afară, pe aici, un port absolut minunat, foarte multe clădiri frumoase, înalte, foarte mulți oameni pe aici, probabil și turiști sunt. Dar hai să nu vă mai țin în suspans și să vă arăt, prieteni, să vedeți și voi cât de frumos poate fi într-un port unde ajunge o navă care transportă gaz, prieteni. Cam așa arată, prieteni, portul acesta unde suntem noi. Da? Deci, ce să vă zic, orașul e la mama naibii, știu pe unde naiba o fi. Cam așa se întâmplă unde mergem noi să transportăm gaze. Pentru că vă dați seama, nu poate să ducă o navă din asta cu 10, 15, 20, 30 de mii de tone plină de gaz
în centrul unui oraș, da? Normal că terminalele în care noi mergem să încălcăm sau să descălcăm sunt la mama naibii de oraș, în cazul unei, Doamne ferește, o explozie sau ceva, da, să nu fie afectate clădirile, să nu fie accidentați oamenii și așa mai departe, da? De asta, vezi, acolo se vede o parcare de mașini, dar sunt pentru cei care lucrează aici, cine știe unde o fi orașul, prieten. Da? Deci cam asta este. Acum o să pregătească băieții acolo, vedeți. Prima dată o să vină să ia probe de analiză din toate tancurile pentru a face analiza mărfii pe care o avem, să fie bună, să fie ceea ce le trebuie lor. După care vom conecta macaraua aia de sus de acolo. Aceea este macara cu conducta de descărcare de la noi și le duce în toate tancurile alea pe care le vedeți acolo. Prin conductele lor o să pornim și pompele în momentul în care vin rezultatele de la analize. De obicei nu durează mai mult de vreo 2-3 ore maxim. Până atunci se pregătesc hârtiile, se pregătesc toate documentele pentru descărcare. Uite acolo încă două remorchiere. Merg să asiste nava respectivă probabil. Nu-mi dau seama, nu sunt remorchierele care ne-au ajutat pe noi, ori vine o altă navă. Așa, prieteni, mă pun și eu la somn acum, la 6-6 și jumătate și sper să pot să dorm până la ora 12, când trebuie să mă trezesc să fac iar rapoartele și să mănânc. Așadar, revenim după amiaza asta să vedeți ce facem aici în port. Deja suntem anunțați că vom primi și piese, plus trebuie să facem unele chestii, o să vedeți, o să luăm și noi analize de la apa de la bordul navei, mult, mult mai multe, dar o să vedeți după ce trag și eu un pui de somn. Salutare, prieteni, m-am trezit și eu la 12 fără, de fapt pe la 11 și ceva, am mai stat puțin pe internet. Avem o mică mare problemă, prieteni, la vapor. Ne-a luat răceala, gripa, nu știu ce naiba, ne-a luat pe toți, pe rând. Prima dată au fost unii colegi, după aia au luat și alții. La un moment dat Claudiu se plângea că îl doare gâtul și nu se simte bine. A doua zi din ce în ce mai rău a fost. M-a luat și pe mine, probabil tot de la el, de la ceilalți colegi. Am luat și eu, am început să băgăm pastile noi și nu știu dacă se observă, dar vorbesc pe nas pentru că deja de ieri am nasul înfundat. Suntem toți, n-are cum să nu ne ia pe toți răceala sau gripa sau ce este la vapor, aerul, recirculare, mai ales când intri în port trebuie să-l schimbi, să recircul foarte mult aerul și să tragi doar puțin de afară ca să faci presiune în spațiile de locuit. Presiunea asta ne ajută ca în cazul în care scapă gazul pe puntea navei în timpul transferului, în timpul descărcării de marfă, dacă se întâmplă să scape gaz, să nu intre aici unde suntem noi, în spațiile de locuit. Din contră, dacă este presiune făcută în aceste spații, nu are cum să intre gazul de afară aici. Da? De asta trebuie să recirculăm aerul, de asta vom lua cu toții virusul acesta sau ce este. E greu de crezut că este doar o simplă răceală, pentru că poate că nu toți luau, dar așa suntem, cădem pe capete, cum se zice, prieteni, câte unul. O să mă duc acum la masă și astăzi se face schimb de echipaj, câțiva colegi pleacă acasă, câțiva colegi noi vor veni pe vapor, printre care și bucătarul navei, cel pe care știți că l-am lăudat și am făcut și poză cu el, am pus și pe Facebook și pe Instagram și pe YouTube și pe TikTok. Peste tot am pus pe canalele Viața de Navigator, am pus poze cu bucătarul navei și sunt curios cine va veni. Sperăm să vină cel puțin la fel de bun ca cel care a fost până acum la navă. Din păcate asta este, fiecare vine la navă și face treaba cum poate el mai bine sau cum știe, după aia trebuie să plece acasă la familia lui. E, astăzi a venit timpul să plece bucătarul navei noastre și să vină un alt coleg. Suntem curioși cum o să fie, o să vedem. Astăzi încă ne gătește bucătarul nostru, da? Deci mâncarea pe care mergem să o vedem acum este gătită de bucătarul care va pleca acasă. Cel care a venit, vă dați seama, nu vine cu mâncare la pachet de acasă să ne dea nouă, da? Haideți să mergem la masă.
mamă ce merge ciorba asta acum așa fierbinte la răceală, la gripă. Ce fel o simt pe gât așa, parcă mi-e alină durerea de gât. Și e și ultima mâncare a bucătarului, foarte, foarte bună și gustoasă. Și după aia, prieteni, îmi termin și eu rapoartele de făcut repede, nu o să le mai filmez și după aia mergem în sala motoarelor, pentru că avem treaba acolo, o să vedeți ce facem. Și ochiul roșu ceva la ei. Ai văzut? Da. Ochiul stâng. Astăzi e mai bine. Da? Ieri am fost. Tot așa nasul înfundat. Da, în brevie. Vezi mă că ai ochiul roșu ceva. N-ai picături din alea de pus în ochi? Da. Ai tras curentul. Iar ai dormit gol. M-a tras curentul în mașină. Ai luat agrimin din alea ceva? N-ai mai luat. Ia mă câți bune alea, mă, zic eu. Am luat. Altceva mai e? Nurofen și paracetamol ținut. Bun și paracetamolul ăla, dacă e răceală. Dar dacă e gripă, nu face nimic. E. Paracetamol? Păi așa știam, dacă e gripă, nu știu dacă ești. Noi avem ceva aici, am luat toți unul de la altul. Da, m-am luat de la aia, de la EPI, de la... Da, și trei au avut. Ia din alea. Ce duci să lase? Cafe, latte, ciocolată. Bomboane. Fără zahăr. Nu îți dau din alea cu zahăr, că te îngrași după. Dar dacă ai nasul înfundat acum, te simți așa, nici gust n-o să ai. Am gust. Da? Nu mi-a dispărut. Ai văzut cum a făcut puiul ăla? Ce fragit, așa ce moale, zici că cine știe ce să mănânc. Care pui? Na, dar ce ai mâncat? Șnițel, plină de pui era. Nu așa că mă ia așa, pe mine ori mă ia încet, ori eu m-a prins puțin, știi? Pe mine m-a prins repede și ieri am fost mort. Astăzi m-am mai revenit puțin. Da? A, măi, ne apucăm de treabă. Bine, ce? Băi, o să am o rugăminte la tine de acum. Zi. Gazul pleacă acasă. Așa. Cine mi-a mie running out la compulsor? Eu. Păi CIF-ul ia operarea, pornirea, oprirea, nu știu ce, parametrii. Vezi că ăștia vor să mă bage, însă nu mă duc. Da ce? În locul gazul, când la manevră. Se spune un metru mai încolo unde... Pe bune? Da. De ce? Că n-au om sau ce? Gazul făcea asta. Păi da. Păi nu mai am vorbit cu ăsta, a zis că bossul nu o să fie acolo. Bravo lui. Eu am vorbit cu CIF-ul metru acum o săptămână, zic, băi, păi tu n-ai cum să fii, că eu dacă am o problemă, ce fac, alerg pe punte după tine să... Claudiu, lasă steagul! Lasă steagul, ia... Un metru mai în față! Lasă steagul, ia multimetru, vino! Nu, mă, n-ai cum să stai tu acolo la mare, bă, cine ai, mă? Nu, dar măcar astea sunt orile de funcționare, la pompe și la compresoare, știi? Ce lua gazul. Ăsta CIF-ul ia parametrii dimineața și seara, tot așa. Uitați, prieteni, aici avem niște sticle în care trebuie să luăm probe de apă. Ia să vedem așa, să nu se vadă numele. Asta, de exemplu, de la balast. Apa de balast trebuie să luăm, să punem aici. Asta, prieteni, este instalația de balast. Instalația de filtrare a apei de balast. Știți bine că am mai vorbit despre ea. Iar aici avem... de unde putem lua valvula, de unde putem lua proba de apă, sampling device, da? Am desfăcut puțin la
planșa aici, ca să putem colecta. Da? Puțin așa nu trebuie prea mult. De aici vom lua proba, se vede apa cât de curată e. Hai că aș bea, dar trebuie fi apă sărată aici. Aici. Uite cu treabă. Am luat proba de apă. A, da? Nu știu. Întoarce-te să te vede. Deci până acum s-a luat, prieteni, apa potabilă și apa de la dușuri și de la toalete. Am mai luat și apa de balast. Și aici este bilgiu, apa de santină, pe care o dăm afară noi prin separatorul nostru de santină. Știți că am făcut video despre asta. Tot așa, trebuie să luăm analize, probe de apă, pe care le vom trimite la o companie care face teste pentru noi. Uite, de exemplu, aici deja s-a luat, ia să vedem, deja s-a luat apa potabilă pe care o bem noi. Da? Vedeți că apa potabilă a fost luată, cam așa arată, este bună, să nu aibă bacterii, să nu aibă diferiți compuși organici și așa mai departe. Deci cam asta este ceea ce vom face acum. Băieții, colegii mei, vor lua analize de apă. Gata, prieteni, și cu proba de la separatorul de santină, 80 de grade are apa. Trebuie mânuși să nu mă frig, să nu mă ard. Dar o lăsăm să se răcească acum, aici la aerul condiționat, și după aia o băgăm în cutie și o trimitem la laborator, prieteni. Astea sunt probele. Da? Direct de la separator, ați văzut, cu mecanicul secund. Le punem în geantă, geanta termică, și o trimitem la laborator. Aici am depozitat noi momentan toate piesele și tot ce am primit în portul acesta. Da, momentan aici le depozităm până le verificăm. Astea sunt niște cărpe. Am comandat cărpe, nu mai aveau băieții cărpe pe aici, la câte au consumat. Toate cutiile astea aici sunt numai cărpe, 500 de kilograme de cărpe am comandat, prieteni. Următoarele probabil 5-6 luni vor fi suficiente pe navă. Astea, sincer, nu știu ce sunt momentan. White, beading, nu știu. O să trebuiască să verificăm. Și pe aici, iar, asta este un governor de la auxiliar. Un motor auxiliar. Și cam atât deocamdată pe aici. Da. Astea oricum, ia să fac eu deja un ear mist, dar astea nu sunt bine depozitate aici, lângă cablurile astea. O să trimitem băieții să le mute cumva mai încoace, să le pun în partea asta, nu aici, cu cablurile electrice, cu tot. Că uite așa luăm foc, Doamne ferește. Da? Ia uite, în contact cu cablurile. Nu avem voie așa ceva să facem. Deci, da, e bine. Aceasta este instalația de aer condiționat, prieteni. Aici trage aer de afară, un ventilator mare. Partea asta trage de afară și asta e recirculare aerului din camerele de locuit. Aici pulverizăm și apa pentru a crește umiditatea. Avem un umidistat, da, un switch în care reglăm umiditatea mai puțin, mai tare, cum vrem, și temperatura care bagă în cabine, 23 de grade, aerul care pleacă spre toate cabinele de pe vapor. Da, hai să mutăm astea, că nu stau bine deloc aici. Nu știu cum se face, dar tot timpul la mine se golește tancul de apă. Ba, prea multe din astea de zaț. Apropo, pe astea de zaț le iau și le pun la floare la mine, știu că e foarte bun îngrășământul. Deci
ce am făcut o cafea la ora asta, abia la ora 3. Reușesc să beau și o cafeaua. E și bucătarul acolo, nu. Ce are mă asta? Nu mai are ce, mă, nu mai are ce. Ce nu mai are, mă, capă i-am pus. A, gata. Da, pun asta la flori. Zațul de cafea, în greșăbun. Iau cafeaua și unul la cabinul acum. Prieteni, haideți să vă arăt ce șmecherie fac eu când am internetul bun. Da? Mai ales în porturi, când suntem la mal și am semnal de la Digi foarte bun, internet foarte ieftin. 1 euro vine pe 1,2, 1,3, 1 euro, mai puțin de 1 euro, depinde de țară. Mă uit la meciuri de pe telefon, direct pe televizor, prin cablu HDMI, conectat la telefon, da? Și jucătorul cu cele mai multe ocazii în acest meci, Vlad Dodorie, da? Ia să vedem dacă... multe șanse a Ioanii. Dacă aș putea să pun Dumitrescu reușește să respingă. Sunetul să fie și pe televizor direct, nu pe telefon. Dar, vedeți, în direct, Faru Osaka, haide Faru, haide! Hai Farișii! Da, nu știu cât de bine mă aud, asta e să dau mai încet, da? Frumos, touch de pe telefon. Pe site-ul, este un site unde pot să mă uit la televizor și ca să nu mă uit pe telefon foarte, foarte mic, prin cablu direct pe televizor, frumos aici pe canapea, un suculeț, o bere fără alcool și ne uităm la... E duminica, da? Noi acum ar trebui să ne odihnim pentru că la noapte plecăm de aici. Dar cum să nu te uiți la meci în direct, da, afară Osaka, urmează și Rapidul cu CFR Cluj, păi abia aștept două meciuri senzaționale astăzi, mă uit, după care poate dăm și o câteva ore și ne băgăm la somn. Acum doar ce am venit de la treabă și am pus repede pe telefon, măcar să văd finalul foarte incendiar, e scor 2-1, după care mă voi pune și să fac un duș și mă pregătesc de masa de seară mai târziu, prieteni. După care meciul cel mare, CFR Cluj Rapid, frumos pe televizor, la mine în cabină. Am vrut doar să vă arăt posibilitatea asta de a conecta telefonul la televizor și să vezi meciul dacă ai internet suficient de bun. Deci dacă ești în port și de la navă câteodată, când este internetul suficient de bun, pot să fac treaba asta. Așadar, Gică Hagi, prietenul nostru. Haide, Faru! Măcar atâta să facem și noi, să ne bucurăm de câteva momente de urmărit Formula 1. Am și meciul CFR Cluj cu Rapid într-o altă fereastră. Mai scrim din când în când, dar Formula 1 are prioritate chiar acum live pe televizor, prieteni. E o bucurie, ce să vă zic, să încerci să-ți faci viața la vapor, așa cum o ai și acasă, în orice moment să poți să te uiți la un Formula 1, la o cursă de Formula 1 sau la un meci. Asta nu poate decât să-ți crească moralul și să reziști să stai atâta timp pe vapor, prieteni. Salutare, dragi prieteni! Filmarea de ieri s-a terminat brusc. Nu știu cum a ieșit filmul acesta și nici nu mai țin minte ceea ce am filmat. O să vă explic ce naiba s-a întâmplat de aseară. După ce m-am uitat pe televizor la Formula 1 și la meci CFR cu Rapid, am și postat pozele pe Facebook, pe Instagram, peste tot. După care am fost pe comanda navei, am reușit să fac un live, primul live pe TikTok de pe vapor. O oră și jumătate a ținut live-ul. Cel mai mulți oameni au fost undeva la aproape 1980, în rest constant peste 500 de oameni care puneau continuu întrebări și le răspundeam. La fel ca și pe YouTube, foarte multă lume de calitate și acolo. După care am venit în cabină pe la 9 și jumătate, nu mai țin minte cât era ceasul, și m-am pus să dorm, prieteni, pentru că știam că la 3 dimineața trebuie să mă duc la manevră. Și m-am pus în pat, a început să mi se înfunde nasul.
A început să am febră, dureri de cap. Am găsit că motive, că umiditatea... Am încercat să cresc umiditatea în cabină, era foarte scăzută, 30%, am dat drumul la duș. Am lăsat apă fierbinte puțin să meargă, să crească umiditatea, a crescut la 60%. Nu puteam să respir din ce în ce mai tare. Am luat pastile, paracetamol, SOS, nu știu ce am găsit pe aici, SOS. Fasconal pentru dureri de cap. Am băgat în mine de toate. N-am reușit să dorm acolo. Am venit aici în sufragerie pe canapea, am încercat să dorm aici. Nici măcar aici n-am reușit. La 3 fără 20 am fost sunat și m-am dus la manevră, care a ținut până la ora 9 dimineața. Cu dureri de cap, cu toate. Băi, nu știu, noi băieții, dacă am avea problemele femeilor, cred că noi n-am mai fi în stare de nimic, băi băieți. Nu știu, eu nu le-am auzit pe ele să se plângă, dar noi de la o simplă răceală suntem terminați, suntem lați la pământ, nu mai putem să facem nimic. Și toate de la o simplă răceală. Și Claudiu la fel, a fost și el, ați văzut, două zile asta și el în cabină la pat. El și-a revenit de timp, pe mine m-a luat brusc deodată. Simțeam cu două, trei zile înainte ceva pe gât, luam pastile, nu aveam nimic, dar deodată când m-a bușit, m-a bușit bine de tot. Acum m-am trezit, prieteni, este ora 3 fără 20. 3 fără 20 este, m-am culcat pe la ora 9 și ceva. Cu greu am reușit să adorm, dar acum m-am trezit iar cu dureri de cap, febră, frisoane, toată noaptea am avut frisoane, ba cald, ba fric. Și când am intrat, ce să vedeți, prieteni, am 25 de mail-uri. Deci azi, da? Când am venit la calator, nu știu dacă se vede, dar lista e plină cu alte. Nu știu, dar sper că se vadă, nu pot să vă arăt de aproape că se vede numele navei, dar lista e plină azi cu 25 de mail-uri necitite, prieteni. Deci trebuie să, la ora asta, să mă pun să le iau pe toate în parte. Avem și exerciții, pentru că s-a făcut schimb de echipaj, exerciții de abandon, incendiu, așa trebuie să se facă. Apropo, noi am plecat azi noapte și am aruncat ancora, suntem în UK, în ancora. Momentan nu avem informații ce să mergem să transportăm. Am înțeles că s-ar putea să stăm aici o perioadă de câteva zile. Sperăm să stăm așa aici, în ancoră, să ne facem și noi treburile, pentru că de când am venit la navă, tot timpul, ba manevră de intrare, ba încărcare, descărcare, nu puteai să faci nimic la diesel generatoare, ba strâmtori, traversare strâmtoare, 6 ore, înapoi 8 ore, două zile marș cu vreme rea, după aia iar port, iar și numai așa. Deci, în afară că am spălat generatorul de apă, așa, destilatorul, și am mai făcut inventare la generatoare, pentru că o să trebuiască să facem decarbonizare la un diesel generator probabil luna viitoare, și ca să știm ce avem nevoie, să comandăm și așa mai departe. Deci joburi mari nu s-au făcut, prieteni, și batem pasul pe loc și trebuie să le facem neapărat. Dar sperăm să stăm aici o săptămână, așa cum ni s-a promis, și vom avea timp să le facem pe toate, dar să ne revenim. Deci jumătate din echipaj este așa, prieteni, răcit, gripă, nu știu ce, este ceva pe vapor și luăm, până nu luăm toți, nu rezolvăm nimic. Cam atât, prieteni, ăsta este update-ul, nu știu ce fel de video și de film a ieșit ăsta, sper să vă fi plăcut, mulțumesc că sunteți aici și până data viitoare, vândi pupa!